Asistența socială nu înseamnă că dai bani unor oameni leneși din niște zone rurale care oricum nu vor să muncească. Nu despre asta este vorba. Este vorba ca noi, fiecare dintre noi, acolo unde suntem, că suntem în mediul guvernamental, în teritoriu, în asistența socială, în ONG-uri, trebuie să ne facem treaba pentru a-i trage după noi pe cei care sunt marginalizați în acest moment și n-au șanse. Și problema nu este neapărat că nu sunt bani. Problema este că a fost tratat greșit conceptual această agendă. Și că dacă ne uităm ca pondere în buget, și doamna ministru de finanțe vă poate confirma, cheltuielile sociale și de sănătate sunt o pondere importantă în bugetul țării.